Bună ziua, bună ziua! Astăzi facem oul de ciocolată. Mi-a ajuns forma. Și acum o să o scoatem din cutie, o spălăm, o uscăm și apoi începem prepararea oului de ciocolată. Vedeți? Aici am forma mea. O să desfacem așa. De la Amazon. Să vă arăt. Vedeți? Și în această cutie am o formă de ou. Vedeți? Imediat o să-l facem mai micuță și o formă de ou mai mare. Vedeți? Așa, acum o să le spălăm. Abia au ajuns. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Și uitați ce avea și în pachetel, ciocănel, ca să rupem oul, să căutăm surpriza. Așa, acum eu am să le spăl, le uscăm și începem să preparăm totul. O să pun așa câteva șervețele ca să punem peste și să spălăm aceste forme de ou de ciocolată. Vedeți, le săpunim așa bine cu săpun, le spălăm, le clătim și apoi le punem aici. Le uscăm imediat. Și va ieși așa un ou mai mare și unul mai mic. Îl încercăm astăzi, această formă, o încercăm astăzi împreună. Vedeți? Așa. Facem cojile noastre de ou în aceste forme. Vom avea nevoie de ciocolată. Vedeți? Aici am jumătate de kilogram, o tăiem bucățele și o punem aici pe foc să se topească, pe baie de abur. O să tai ciocolată, să o punem la topit, pe baie de abur. Tăiem ciocolata. Vedem dacă se taie. Și acum, așa, ia uitați, aici am apă fierbinte, hai să vedem dacă se vede, vedeți, apă fierbinte, un vas și vom pune ciocolata. Vom pune aici în vasul nostru să se topească pe baie de abur. Să pun ciocolata deoparte și acum o lăsăm pe foc, la foc mic, să se topească aici. Vedem ciocolata noastră aici. Și amestecăm, ia uitați cum s-a topit. Vedeți? Așa. Și acum cu un pensonaj o să punem în formele noastre. Vedeți ciocolata cum este? Așa, curge. Și acum vom pune în aceste forme de ou. Eu am 4. Ca să facem omuțul nostru. Așa. Să vedem dacă mai e nevoie, mai topim. Am să iau cu un penson și am să pun așa în interior. Și am să dau așa cu pensonul. Vedeți?
Vedeți? Așa. Ciocolata o ținem pe baia de abur ca să nu se întărească. Uitați. Așa, am făcut unul. Ia să-l facem și pe al doilea. Să le punem așa aici. Mai amestecăm așa. Așa, cu pensonul luăm și dăm. Nu trebuie să fie foarte subțire, că apoi se rupe. Se vede? Așa. Și punem aici. Și acum să le facem și pe cele mari. Punem în interior, așa. Aici am să pun cu... Dacă mai e nevoie, mai punem. Și acum să dăm cu pensonașul, să întindem așa peste tot. Așa. Punem aici, ia să le vedem pe acestea. Încerc să-l fac cât mai, un pic mai gros, să nu fie chiar subțire, subțire. Așa. Și am să le dau la congelator, să se întărească și după aceea o să le scoatem. Așa, și punem. Întindem restul de ciocolată care am pus, așa ca să fie un pic mai grosuț, să nu fie foarte subțire, că altfel se rupe. Așa, și întindem așa peste tot. Să vedem. Să sperăm că am făcut-o destul de groasă. Așa. Vedeți cum iese? Așa. Hai. Eu am mâinile calde. Vedeți cum a ieșit? Așa, și punem așa aici. Întoarcem forma noastră. Să scoatem și pe a doua. Să puneți să fie un pic mai grosuț, nu foarte subțire, că altfel se rupe. Așa, eu sper că am pus de ajuns. Acestea mici s-au făcut, s-au întărit. Eu am mâinile fierbinți și se topește ciocolata, uitați. Așa, ia uitați-o. Așa. Am încălzit puțin o tigăiță și acum ia să facem așa, să vedeți, să-l topim puțin.
1 și 2. Așa, cum voi pune aici bezelele mele sau ce cadou vreau să pun pentru copilaș. Așa. Și le voi lipi. Ia uitați-l. Ne vedem. Vă pup dulce, o zi frumoasă și multă, multă sănătate vă doresc. Și vă mulțumesc din suflet tuturor. La revedere, pupici!